Dar în același timp România nu prea își poate permite să asiste la dezintegrarea Republicii Moldova în haos, în criză economică și socială majoră, cu toate că există și această teorie, am vorbit, ați pomenit de unionism puțin mai devreme, există teoria că unificarea celor două state românești s-ar putea produce mai degrabă în contextul unui cataclism geopolitic.